discuțiile, am văzut atitudine. Știi cum e că după rezultatul de sâmbătă am văzut totuși o reacție a grupului. Au fost lucruri bune. Păcat că nu s-au materializat și cu un rezultat bun. Pe urmă s-au făcut și schimbări ofensive, cu Tănase, cu Octavian Popescu, cu Alibec. A intrat Ivan, se schimbă sistemul. Din 3 a trecut în 4, să renunțe la un fundaș central la Rus și îl bagă pe Tănase. Deci a avut și reacție Edi Iordănescu pentru a intra în joc, după, repet, după o fază care practic a dezechilibrat-o sistemul ăsta. Schimbările au venit destul de târziu. Da, pentru că și nici jocul nu... N-a schimbat nimic până la minutul 75. Da, dar nici jocul nu-și cerea acest lucru. Minutul 60 și... Cred că minutul 68 a marcat 68. Păi nu voiai să câștigi? Cum? Păi nu voiai să câștigi? Era nu, dar jocul era echilibrat. Jocul era echilibrat de ce bal. Adică la o situație pe care le-ai avut cu un sistem și cu o anumită exprimare. Cam astea sunt. E importante de gol. Aș vrea să vă reamintesc că marea noastră ocazie de gol a fost creată de fapt de... Da, ne-au dat-o ei, da. Bun, păi, da. Păi da, și la Muntenegru nu le-am dat tot noi? Despre asta vorbim. Eu am cu tot o altă părere. La Muntenegru nu le-am dat tot noi? Păi stai puțin, nu. Da, le-am dat tot noi, da. Au bătut. Situația de gol apar și datorită unor greșeli. De poziționare, de pasă, de... Nu apar așa din... Tu ce ai vrut de fapt să faci, Edi, la meciul ăsta? Ce să construiești? Să te aperi? Că sunt 3 jucători de atac în echipa asta de star, dacă vă uitați, da? Cei doi marini sunt închizători. Ai doi Inter, Cicl 2 și Răzvan Marin și 2 atacanți. Așa, maxim, și restul... Ai joci cu 4 de atac. Și restul sunt pe apărare. Toată lumea a fost pe apărare. Păi și Naționala Angliei joacă cu 3-5. Nu e problemă. Și tot cu 5 pe linia de fund. Păi a fost problemă că n-am niciun punct. Și au ajuns în finala campionatului european. Nu asta e problema. Problema se pune că pe fondul ăsta de, cum să spun eu, în care echipa arată foarte bine din punct de vedere al organizării de joc pe faza defensivă. Nu mai apar greșeli personale, erori individuale. Acoperi foarte bine zonele, ai chiar și o posesie. Cred că în prima viziune noi am avut posesia. După care ai 3 ocazii, 3 situații care să intri, să conduci, adică să marchezi un gol. 3 situații importante. În momentul în care nu le fructifici, repet, la nivelul ăsta... La nivelul de echipă națională nu poți să ai 5 ocazii sau 6 ocazii de joc într-un meci. Și așa s-a scris istoria. E la prima... Să joci cu 5 fundași, la un moment dat nu era clar că o să primești gol. Când tu trebuie de fapt să construiești, să marchezi, să te duci, să ataci, să... Nu neapărat. Poți să joci cu 5 fundași și să bați 3-0. Se poate. Da, mie mi s-a părut asta o dovadă că s-a putut joci altfel, cu 3 și cu 5 la mijloc. Adică când ataci, când te aperi cu 5. Eu astăzi am simțit cu adevărat lipsa unui Ianis Hagi, cineva care să inventeze ceva la mijlocul terenului. Dar nu trebuia să fie Maxim? Nu trebuia să fie Maxim? Păi nu, lasă-l pe Maxim. Vorbesc de Hagi. E bun, dar știi că nu-l ai. Păi știi că nu-l ai, nici pe Stanciu, nici pe Hagi. Nici Hagi, nici Stanciu și nici Man nu sunt. Să ai o siguranță în apărare. Dar să dai gol, te gândești? Păi și când ai jucat cu 4 cu Muntenegru, ai ajuns la poartă, că n-ai tras niciun șut pe poartă. Acum ai tras 2 în prima repriză. Păi nu. Asta e o întrebare foarte... În sistemul cu 4. Am avut vreo situație de gol la meciul cu... Păi și e treaba mea că n-am avut? Păi nu, spunem o întrebare, că tu pui problema acum că de ce au jucat cu 5. Uite, cu 5 și am jucat și am avut 3 situații de gol importante de gol. O ocazie ne-au creat-o ei. Despre ce vor? Ne-au dat-o ei. Și noi le-am dat 2 goluri la Muntenegru, îți reamintesc. Că așa se joacă și fotbalul ăsta, și pe greșeli, nu? Păi, înțeles. Da, și pe greșeli se joacă. Bun, da. Și tu îmi spui, am jucat cu 5, deci am vrut să ne apărăm. Adică voi susțineți așa, domne... Chelsea cu 3-5 pe fund, 5-4-1, a câștigat Champions League. Păi noi suntem Chelsea, vorbim de... Păi vorbim de sistem, nu contează ce... Noi nici nu ne întâlnim cu adversarele lui Chelsea. 3 fundași central, când se apără cu 5. Așa, și cu Finlanda ce ar trebui să jucăm acum în Giurești? Asta e problema secțiunii lui. Dar putem să jucăm și cu 8 pe fund, dacă dăm 3 boabe și... Eu zic că a făcut sistemul ăsta ca să nu piardă în Bosnia, nu să câștige. Nu s-a gândit la câștig, asta e părerea mea. Da, bun. Ceva, Ilie. Lăsăm o parte modul în care a gândit Edi echipa în seara asta. Se putea face una ofensivă în care să riști. Băi, stai puțin, am pierdut în Muntenegru, băi, ia să mă apuc eu să reconstruiesc cu adevărat echipa națională. Știi că a fost o formulă super ofensivă cu Muntenegru. Să joci cu Rațiu și cu Bancul pe părțile laterale. Dar și în seara asta parcă, nu știu. Ori mai ai avut jucători cu calitate în linia de mijloc, în afară de Cristea sau Crescu, care a acoperit zona aia, în rest... Corect. Nu, dar în seara asta, adică i-a fost și frică totuși, sau nu frică, să fi avut un pic de curaj, nu știu, hai să... cu Popescu, i-aș fi jucat cu Popescu. Uite ceva, după ce iei 2-0 cu Muntenegru, mai ai curaj? Stai puțin mai... Vorbești așa din studio, de aici și de la redacție. Din studio nu sunt, tu ești avizat. Păi asta spun, că tu ești avizat, vii din iarbă, vii... n-ai trăit niciodată o situație ca asta, să iei o bătaie cu 2-0, să mergi la hotel, să nu poți să mănânci. Să nu poți să mănânci, să te uiți să vezi ce spun tot felul de... Oameni... Dar nu eu sunt ăla care iau 50.000 pe lună și nu... Da, dar nici tu nu ești ăla care să înțelegi anumite lucruri. Da, foarte pe dat, tu poți să pui orice întrebare. 25 de ani am început să înțeleg. Ești o persoană autorizată și avizată și ți-ai câștigat de să pui orice întrebare. De asta spun că sunt, după un episod ca ăsta și după 2 sau 3, câte, mă rog, 2 rezultate, a fost un meci egal și o înfrângere cu Grecia, nu? Da. Te bate Muntenegru când așa, toată lumea, da, cred că și-au pus speranțe și au gândit că vor merge să câștige în Muntenegru. Cam asta a fost ideea și, mă rog, tot ce s-a gândit la echipa națională. Da, și ai pierdut. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta... Ai pierdut și Muntenegru. Nu că ai pierdut, dar maniera cum ai pierdut. Corect. Și exprimarea jucătorilor cum a fost. Ai zis, adică, bă, mă duc în Bosnia... Mă fac mic și poate nu iau. Nu, ca antrenor trebuie să gestionezi un moment ca asta delicat și să schimbi ceva. Nu să-ți joci tot la fel cu același sistem când tu n-ai avut... veneai pe un fond de joc bun, tu dominai, controlai jocul, aveai 3, 4, 5 situații de gol, îți creai și adversarul făcea o greșeală, chirică și marca un gol. Și că n-ai pierdut 3 puncte. Nu mai bine jucai ca la ruletă, bă, roșu sau negru. Ia stai, bă, că să am puțină... Când o să fii tu selecționer, o să fac... Da, eu așa și-i făcut. Dar, repet...